Bun găsit din nou la partea a doua a rochiei, croită dintr-un tipar de revistă și modificat după măsuri personalizate. Am făcut un clip și s-a încheiat la 3 minute și 14 pentru că nu am memorie în telefon, așa că am făcut rost de un băț și vă arăt ceea ce am vorbit eu în clip și nu s-a mai înregistrat. Am așezat materialul, l-am împachetat în două. Aici avem firul dublu al materialului și aici avem marginea materialului. Am așezat tiparele pe material, aici am pus fața și aici am pus spatele. Fața întotdeauna unde avem fir dublu o punem fix pe marginea pe care am îndoit materialul, îndoitura materialului. Fir dublu asta înseamnă, materialul este îndoit. Atunci când croim, croim pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și partea asta nu o tăiem niciodată. Când o vom desface, vom avea o piesă întreagă lată, cât o față de rochie sau o față de bluză sau o față de fustă, ce aveți dumneavoastră. Spatele l-am pus la partea cu marginea materialului. Puteți vedea aici. Și am lăsat o rezervă de 1,5 cm pentru că am de gând să o închid. Materialul este foarte elastic, este un lacoste cu frunze, foarte frumos. Poate vă întrebați de ce am spațiul ăsta aici. Prima dată după ce am împachetat materialul, l-am îndoit, l-am pliat în două cu fața în interior, m-am uitat pe măsurător și am văzut lungimea pe care doamna o dorește la rochie. Tiparul are o lungime de maxim un metru, pentru că atât îmi permite planșa pentru tipografie, dar eu voi prelungi rochia asta până la 1,20 m. Așa că de aici, din margine, am măsurat 1,20 m, mi-am pus un semn aici, cu un bold, și am așezat tiparul cu umărul fix la 1,20 m, pentru că rochia are 1,17 m și 3 cm la zlativ. Aici am pus fix la 1,20 m, pentru că mă voi duce cu rezerva un centimetru la umăr în sus. Spatele l-am pus din margine fix, până aici e 1 m și 1,20 m până la semnul ăsta. De aceea avem un spațiu care pare a fi gol. Avem mâneca pe care o punem doar o singură dată, pentru că atunci când croim vor fi două piese. Și avem manșeta, care de data asta nu va respecta modelul din revistă, nu va fi cu volan, ci va fi o manșetă la terminația mânecii foarte puțin bufantă. Ce trebuie să rețineți? Când aveți un material care are sens, cum ar fi o catifea, cum ar fi o tafta sau alte materiale satinate care prin așezarea pieselor, una cu partea în sus și una cu partea în jos a pufului, veți obține diferențe de nuanțe. Așa că atunci veți pune toate tiparele în același sens, cum este mâneca asta se duce în jos, fața se duce în jos, iar spatele vine invers, cu poala rochiei în sus, așa că veți pune partea asta a răscurelei gâtului, o veți pune aici. O să croiesc fugulița să nu se termine iar spațiul de pe card și o să încep de aici de la mânecă, o să las o rezervă de 1 cm pe răscroială. Pentru că acest tipar nu a mai fost mărit, o să las eu o rezervă din foarfecă de 1,5 cm, plus 0,5 rezervă de coasele, deci 2 cm de o parte și de alta, ca să am, îi dau cu foarfeca crestătura la centru aici și aceste două semne, față, care înseamnă spatele, iar la față înseamnă semn. Asta este mâneca croită. Deci aici avem o crestătură care simbolizează partea de față a răscroielii. Aici avem două crestături care simbolizează partea de spate a răscroielii. Vedeți? Avem aici două mici ciupituri. Nu tăiem adânc să nu se ducă firele la material. Croim cele două manșete cu rezerva de 1 cm. Verificați circumferința mâinii în zona în care doriți să se poziționeze manșeta.
să nu fie nici foarte strâmtă, dar nici foarte largă, să pice de pe mânecă în jos. Avem două manșete, pentru că doamna mi-a zis că vrea rochița puțin în formă de A, eu o să mă duc cu rezerva de 1,5 cm laterale, la gât las 1 cm, la umeri tot 1 cm, răscoiala mânecilor 1 cm, aici o să continui un pic mai larg, mă duc după rezerva spatelui și o să revin, îndrept aici tivul. O să separ, să croiesc spatele înainte și prelungesc eu imaginar această linie. O să iau rezerva mai mică, 1 cm și cu puțin. Așa, aici. Ajustăm. Ne mutăm la răscroiala mânecii, care va fi de 1 cm, umărul 1 cm, răscroiala spatelui 1 cm. Pensele nu se decupează niciodată, le-am decupat doar pe hârtie. Le puteți șablona cu o cretă, cu un pix care se duce, sau puteți pune în vârful pensei un bold, ceea ce fac eu acum, în vârful de la bust și în vârful care coboară spre șold. Și vă arăt un truc la croit, la cusut, pardon. Dăm deoparte această piesă și acum croim fața. Sper să nu se închidă încă telefonul la 7 minute. Să o sucesc puțin. Voi nu suciți materialul dacă nu aveți experiență, pentru că se deranjează și se amână tiparul. Cum croim noi această pensă largă? Lăsăm o rezervă de 1 cm la partea de sus și ne ducem până, nu ne ducem chiar până în vârf, ci mai lăsăm câțiva centimetri nedecupați, dar noi o să punem aici, unde se termină desenul, o să punem un bold și știm că aici este vârful pensei. Prindem cu boldul ambele straturi de material. Scoatem și excesul de material dintre pensă și avem rezervă 1 cm sus, 1 cm jos, pe care o vom uni aici. Acum trebuie să scoatem și din lateral, pentru că de la tipar până la piesa croită este foarte mult. Și ne ducem cu foarfeca în continuarea liniei de la șold, dacă noi unim așa și ne închipuim cum ar fi pensa închisă, ne rezultă acest unghi închis, unde noi ne ducem în jos cu rezerva. Și gata, am croit această rochie. Nu suntem gata. Ia uitați ce am pus. În loc să scot boldul de la tipar, am scos de la pensă. Nu suntem gata cu croitul până nu facem și s-a prins materialul între piept. Până nu facem și amformul. Amformul, așa cum v-am arătat mai înainte, este o piesă care se decupează separat și noi putem scoate dintr-un rest de material. Fața o vom face la fir dublu. Cu cât are o lățime mai mare, cu atât se așează mai bine. Așa că așezăm partea de rochie fix pe înduitura materialului.
și urmăm linia umărului, croim la fel aceeași răscroială. Umăr și răscroiala feței. Iar de aici noi ne ducem și scoatem în formă de arc, de cerc. Asta este în formă pentru față, care atunci când îl vom desface o să vină așa, pe dosul rochiei. La fel procedăm și cu spatele. Dacă avem cusătura să se închidă centrul spatelui, în formă putem să-l facem dintr-o singură piesă. Dacă avem de gând să facem cu fermoar, atunci în formă trebuie să fie din două piese. Eu v-am spus că o să închid centrul spatelui și ca voi să vedeți ce fac îl întorc invers, o să-mi aleg aici, să nu fac risipă de material, îmi îndoi o bucată și pun fața la cameră, la hârtie. Îndoi în partea asta. Avem aici materialul. Așa. Așez tiparul cu rezerva aceea de 1,5 cm, o exclud în exterior aici, față de îndoitura materialului. Las doar partea de hârtie să vină la îndoitură și croim după răscroiala spatelui acest amfor, care la spate se recomandă a fi mai lat în jos, așa, lățimea asta mai mare, ca atunci când rochia vine pe umeraș să nu se vadă dosul din decolteu. Cu asta să zic că am încheiat. Stați să vă și exemplific acum ce am putut să zic. Ia uitați-vă. Trebuie să mă ridic în fața camerei și să vin. Atunci rochia va fi pe umeraș, în formul ăsta va fi mai lung din spate și dă frumos material pe față atunci când rochia este prezentată. Să vă arăt și cum vine materialul. Un imprimeu cu niște frunze foarte drăguți, foarte, mai verde decât se vede în imagine. Cu cât îl dau mai aproape, cu atât se vede mai frumos, cu cărămiziu. Este elastic, nu este transparent, se poate lucra fără căptușeală. Este alunecos pe dos și pică și îmbracă foarte bine femeile plinuțe și nu numai. Pentru cele slabe este excelent. Pentru cele plinuțe și cu forme este bun. Încheiem aici capitolul 2, filmulețul cu numărul 2. Îmi lăsați în comentarii dacă ați înțeles, dacă n-ați înțeles îmi spuneți unde și ce mai doriți să vă mai arăt în continuare. Eu zic că este o rochie simplă. Și veți fi și voi capabile să o realizați cu succes. Ne vedem la partea cu cusutul în câteva minute.